În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pentru că nici nu este prea aglomerat, strângeți-vă mai în față ca să nu ridicăm tonul prea mult. Bucură-te, Betsaida, grădină de taină, că ai născut pe florile bisericii Petru și Andrei. Cel din tâi și cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l știm, nu viața Sfântului Andrei în sine, ci viața Bisericii ca taină apostolică. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos, Îngerul de Mare Sfat, Cel în Sfânta Treime slăvit, Fiul Tatălui, în momentul în care s-a deșertat pentru noi oamenii prin pogorârea și umbrirea Duhului Sfânt peste Fecioara Maria și zămislirea minunată, a venit în lume să împlinească o lucrare de mântuire. Iar această lucrare de mântuire a trebuit făcută prin apostoli. De fapt, ce sunt apostolii? Niște mesageri. Ce sunt apostolii? Niște ucenici. Ce sunt apostolii? Niște transmițători ai mesajului divin spre noi oamenii. Termenul de apostol sau de ucenic este impropriat lor prin șederea în preajma lui Iisus timp de 3 ani și jumătate în activitatea mesianică publică pe care Iisus Hristos a făcut-o. Și aici, pentru precăderea respectivei taine, întâlnim câteva argumente scripturistice care spun așa: urmați-mi mie și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iarăși, același cuvânt din Sfânta Scriptură pe care îl rostim sau îl auzim în Sfânta Evanghelie în Duminica Ortodoxiei: vino și vezi! Vino și vezi! Și apoi circumstanțele pe care Părintele Stăniloae le numește cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările vieții, pentru că unul era Matei și era la vamă, unul era să-și îngroape pe tatăl său și pe mama sa, unul lucra cu tare sau cu tare și Dumnezeu i-a chemat la harul său. Acești apostoli au avut câteva roluri importante. Întâi, să certifice existența lui Hristos în lume și că nu e o poveste, ci Iisus Hristos a fost și a existat cu adevărat între noi oamenii și a adus legea darului nou, legea Noului Testament. Doi, au avut rolul de a împânzi lumea cu cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au fost orice fel de oameni, și aici am să mă opresc să vă atrag atenția. Ce făcea Andrei în momentul când a fost cooptat ca apostol? Se ocupa de lucruri lumești? Nu. Era un om cu precădere, chemat spre interiorizarea și rugăciunea și isihia personală. Unde își petrecea el timpul? Vă spun eu unde. În pustiul Iordanului, în partea Palestinei, unde se auzise de un anume Ioan Botezătorul, care învăța despre pocăință. Și în momentul, repet, și în momentul în care Iisus a trecut pe acolo, Ioan Botezătorul ce a spus: iată Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și fără să scoată o vorbă, Andrei l-a urmat pe Hristos. Același lucru l-a îndeplinit mai târziu și Petru. Locul de origine a acestor doi apostoli este tocmai patria lui Iisus. Toată drama acestor doi apostoli, doi oameni săraci, închipuiți-vă doi țărani de pe Valea Tomeștiului care vin și pescuiesc în iaz la Vlădiceni. Și trece deodată Dumnezeu și spune: lăsați-mă vârșele și mrejele, haideți să vă fac pescari de oameni. Asta v-am explicat-o ca să înțelegeți cum a avut loc chemarea.
Deci n-a fost cu fulgere, cu trăsnete, cu videoclipuri, cu lasere, cu lumini, cu tam-tam, presa, camere de luat vedere. Nu. Lăsați toate și urmați mie. Acesta a fost îndemnul. Și în momentul în care Iisus a început propovăduirea, unul câte unul apostolii s-au apropiat și au întregit ceată. De pildă, Simon Zilotul era la nunta din Cana Galilei. Unul din cei 12 apostoli. Și a văzut când Mântuitorul a prefăcut apa în vin. Și în clipa aceea a lăsat-o pe mireasă și a urmat lui Hristos devenind apostol. Iată, model de lepădare de sine. Nu asta e esențial. Ci esențial este că acești 12 apostoli, uitați-vă la ei, gata pe teasmă, că sunt acolo sus, nu sunt altceva decât temelia bisericii. Primul simbol de credință este apostolic. Fiecare apostol a fost mărturia și existența unui verset din crezul credinței pe care noi astăzi îl trăim și pe care noi astăzi îl mărturisim. Deci au fost pietrele de încercare ale creștinismului. Și ce fel de morți a avut? Credeți că au murit așa în catifiaș, cu colac și cu lumânare la cap și cu sicriu capitonat, cu pânză albă și cu parastase? Nu. Andrei, după ce au propovăduit prin Ierusalim, prin Asia Mică, a ajuns la nordul Dobrogei, până la gurile râurilor, aici până la bătrânul Danubius, deci până la noi, în Dobrogea de astăzi, a fost prins, supus martiriului și răstihnit pe o cruce în formă de X, care și în ziua de astăzi se și numește Crucea Sfântului Andrei. Apostolul Petru, chinuit și martirizat în Romă. Apostolul Pavel, cel de mai târziu, care face 3 călătorii mesianice. Deci la fel, martirizat și capul tăiat. Și deși capul era tăiat, așa spun viețile Sfinților, că a fost luat în mână de către apostol și dat unei femei credincioase. Deci iată puterea Duhului Sfânt. Dar acești apostoli au fost martorii multor evenimente și minuni din viața Mântuitorului. Deci acești martori al lui Iisus, asta se numesc ei martori, nu martorii lui Jehova, martorii Evangheliei lui Hristos. De aceea s-a și scris 4 Evanghelii. Ioan și Matei din cei 12, Luca și Marcu din cei 70. Și nu s-au scris la întâmplare, au mai fost și Evanghelii apocrife, a lui Iacov, a lui Toma, că vine acum știința să demonstreze că Evanghelia, apar n-au că astea au existat decât în lumea. Acum le-au cercetat ei din lipsa altor ocupații și și-au adus aminte că subiectul cel mai important pentru a ține omul la televizor e să scrii sau să vorbești din Scriptură. Ca drept dovadă că cele mai căutate emisiuni sunt emisiunile religioase și de folclor, că în rest nu stă nimeni să uite la destrăbălăciuni. Ei! În momentul în care apostolii s-au strâns în jurul Mântuitorului, ei au parcurs împreună cu el o etapă de evenimente. Unele pregătitoare învierii, deci ei sunt apostoli ai învierii lui Hristos, așa li se spune. De ce? Pentru că Iuda este apostolul învățăturii lui Hristos. El nu apucă învierea, fiindcă se sinucide, se spânzură. Și aici trebuie să știți, cei care au fost bolnavi psihic nu se condamnă, dar cei care s-au sinucis din deznădejde și de descurajare și din greul luptei cu viața, aceia sunt fii Iudei. Deci ei nu prea se pot pomeni și nu prea se pot ierta. Dumnezeu știe ce o face cu sufletul lor, că e treaba lui ca Dumnezeu. Dar ei sunt la grea încercare față de credința ortodoxă lăsată de Dumnezeu care cere sacrificiu până la ultimul strop de sânge. Și în momentul în care au pregătit învierea lui Hristos,
au petrecut cu Hristos o serie de evenimente. Și ce au învățat acești apostoli în jurul lui Iisus? Au învățat întâi că trebuie să fie oameni. Țineți minte. Au învățat că trebuie să fie oameni. Și de unde știm lucrul ăsta? Apostolii n-au făcut niciodată rău. Ci au încercat după puterea lor să facă chiar minuni. Și unde întâlnim acest lucru în Scriptură? Vine tatăl copilului lunatic și spune, ucenicii tăi n-au putut face nimic. Și Mântuitorul spune, da, dar acest soi de demoni iese cu post și rugăciune. Poate și din partea apostolilor, poate și din partea bolnavilor, adică a celor care cer minunea. Tot Mântuitorul este cel care certifică bunătatea apostolilor și le spune lor, nu vă bucurați că s-a scris numele voastre prin scoaterea de draci și de minuni și vindecare și izgonire de duhuri necurate, ci că v-am scris numele voastre în cartea vieții. Deci iată, ei sunt peceți ale vieții celei veșnice. Ei sunt stelele cerului care sunt mai tari decât toți luminătorii nopții. Ei sunt luceferii credinței. Și ce fac acești apostoli? Stau mărturie lângă Dumnezeu și răspândesc ca razele soarelui bunătatea dumnezească necuprinsă minții omenești. Apostolii sunt cei care pregătesc intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în jertfa învierii. Îl vor însoți în templu ori de câte ori va face minuni și vindecări. Deci sunt martorii acestor minuni. Îl vor însoți atunci când va intra în Ierusalim pe mânzul Asinei ca un împărat al regatului ceresc, nu cum credeau ei, ca un împărat pământesc. Și tot acești apostoli îl însoțesc pe Iisus Hristos în slava Tatălui Său atunci când se schimbă la față pe Tabor și își arată cu adevărat fiasca-i putere de Fiul al lui Dumnezeu. Când tot muntele s-a umplut de lumină, iar pe vârful crestei Taborului stătea Moise și Ilie, cei doi apostoli mari ai Vechiului Testament, cei doi apostoli puternici ai Vechiului Testament, care credeau în înviere și doreau să guste din Dumnezeu. Iar ei sunt martorii, după cum spune și Scriptura, arătând ucenicilor slava sa pe cât li se putea. După ce parcurg și această etapă importantă de a vedea dincolo de transcendental, cum spune tehnica modernă a cuvintelor dogmatice, adică dincolo de om, dincolo de ochiul firesc, dincolo de viziunea normală, dincolo de noi, în lumea nevăzută, în lumea cerească a îngerilor, se întorc pe pământ și parcurg cu inimă strânsă ce? Taina morții și învierii lui Hristos. Speriați, înspăimântați, încrâncenați, timorați, hăituiți, să nu aveți impresia că îmblau în costume și purtau pantofi Steinmann, îi dădeau cu cremă și câte o Biblie sub braț. Știți, noi suntem ucenicii Mântuitorului. Nu. Ascunși de frica iudeilor, prigoniți de frica saducheilor care nu credeau în înviere, hăituiți de legiunile romane care nu suportau răzmerițele iudaice, dar totuși își însoțeau învățătorul cu acea frică omenească care era specifică oricăruia dintre noi. Și în momentul în care începe greutatea poverii, răstihnirii, fug, se pierd și se ascund. Fug, se pierd și se ascund. 1. Ce spune Petru, care era cel mai apropiat de sufletul lui Dumnezeu și stătea cu Iisus Hristos în toată vremea și a mers până la a spune, Doamne, eu voi merge cu Tine până la moarte. Și la care Dumnezeu îi spune, dacă era Dumnezeu, Petre,
Mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine. Și ce a putut să facă Petru? A făcut ce a făcut orice om care se crede credincios. Galileanule, și tu erai cu mincinosul ăla de învățător al vostru. Blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Galileanule, după porți și după vorbă și tu ești de-al lui. Nu, nu-l cunosc pe el. Și venind o slujnică spune, eu te-am văzut în grădină atunci când l-au prins. Și a spus, blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Și atunci a cântat cocoșul și Petru s-a căit și a plâns cu amar. Acum mă întreb, cum trebuia să procedeze Mântuitorul în această situație? Cum facem noi astăzi să nu te mai văd în viața mea până la a doua venire? Să dispar din fața mea pe totdeauna? Nu. S-a sculat din morți, pentru că noi nu parcurgem învierea, ci frânturi, și a spus așa, mergeți în Galileea. Era țara cea mai frumoasă și mai verde din tot ținutul Ierusalimului, unde îi plăcea lui Iisus să se ducă și să se plimbe. Acolo era cele mai frumoase culturi din astea, nu chiar dacă sunt moderne astăzi, deci erau locuri de cele mai multe, cu portocali, cu măslini, cu tot felul de peisaje verzi, cu dealuri, cu apă, era lacul Genizaret, adică Marea Galilei. Deci acolo îi plăcea lui Iisus. Acolo este și Muntele Fericirilor, acolo e și Capernaumul, unde s-au făcut cele mai multe minuni, acolo e și locul unde s-a frit pește la malul mării și unde s-a tulburat marea și Petru a mers pe apă și așa mai departe. Deci o groază de lucruri s-au petrecut în acel loc. Este extraordinar de frumos din punct de vedere geografic și natural, ca să-l vedeți. Și îi spune, spuneți și lui Petru! Deci a avut grijă de slăbiciunea lui și i-a întărit-o cu dragostea lui. Spuneți ucenicilor și lui Petru. Și Petru, când a auzit una ca aceasta, a fugit direct la mormânt. Cu ce scop? Poate de a-și cere iertare nu în văzul celorlalți. Dar Mântuitorul a mustrat la timpul și la vremea deosebită când a trebuit să-l mustre. Și găsindu-l la Marea Tiberiadei, gol, mrejele umblasă prin apă, nu prin sânsă nimic, erau obosiți după o noapte întreagă, că știți, peștii au și ei hachițele lor. Dacă mrejele miroasa mlac din ăla de pește, nu trag la mreje, își cunosc că îi mreajă și că-i capcană. Dacă bate vântul, peștele nu prea dă. Dacă e căldură mare, peștele se lasă la fund, că are nevoie și el de răcoare. Sunt multe chestiuni din acestea pescărești. Dar Mântuitorul spune, aruncați mreaja de-a dreapta corăbii. Și au scos, cum ne arată Evanghelia Învierii, mulțime de pești mari și mici. În clipa în care a venit pe uscat la țărm, Petru, care era gol, a găsit un străin care frigea pește. Și a recunoscut, cu adevărat, este Domnul. Și atunci Mântuitorul îi adresează cele trei întrebări, care sunt, de fapt, trei dezlegări de păcate, sau, dacă vreți, trei dezlegări de cele făptuite. Petre, mă iubești tu pe mine? Mă întreb eu în clipa în care unul dintre voi v-ați strădat prietenul sau prietena sau soțul sau soția sau copilul sau fica sau ruda sau cumătra sau așa mai departe. Mai ai curajul să te uiți în fața lui și să-l întrebi după ce ai făcut rău, mă iubești tu pe mine? Vă dați seama că Sfântul Apostol Petru în clipa aceea ori era sub nivelul normal al tensiunii, ori era emoționat până la a îngheța de viu la o asemenea întrebare. Dar totuși a avut puterea să răspundă în cuvinte omenești. Da, Doamne, te iubesc. Paște oile mele. Deci iată mărturia apostoliei. Fiindcă Petru va primi trei lucruri ca întărire de a înțelege că Dumnezeu l-a iertat. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, adică cu bune, cu rele, cu slăbiciuni, cu virtuți, tu ca apostol ești temelia bisericii. Apostolia este temelia creștinătății. Scurt.
Deci la asta se referă. Catolicii și-au impropriat acest cuvânt, spunând că ei sunt primi în față, că au pe Petru, care a fost lângă Mântuitorul și lui a dat apostolia. E doar o închipuire. Doi. Petre, ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și ce vei lega, legat va fi. Și ce vei dezlega, dezlegat va fi. În ce sens cheile împărăției cerurilor? Toți apostolii au primit aceeași putere. Ce este dezlegat pe pământ să fie dezlegat și în cer, și ce este legat pe pământ să fie legat și în cer, dar nu oricum. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În numele Tatălui, că este învățătura și voința lui Dumnezeu către oameni, în numele Fiului, că este de, vorba de jertfa și răscumpărarea Fiului pentru neamul omenesc și împăcarea cu Tatăl, și în numele Duhului Sfânt, care mântuiește, vindecă, tămăduiește și desăvârșește. De-aia când hirotonește un preot sau un diacon, arhiereul cu mâinile în capul lui spune: Dumnezeescul har, care cele cu lipsă le împlinește și cele nedesăvârșite, le desăvârșește. Deci poate să fie cel mai prostălău. Când Duhul Sfânt s-a vărsat peste el, devine vasul puterii dumnezeiești și preotul acela mântuiește. Bâlbâit, chior, obosit, îngust la minte. Dacă Dumnezeu a rânduit să vină peste el Duhul Sfânt, el devine vas cinstit al bisericii. Bine că pentru aceasta există și legi canonice, fără de meteahnă, fără de beteșug, fără de cutare, dar vă explic valoarea și puterea Duhului Sfânt. Ce poate face Duhul Sfânt? Și în clipa în care apostolii au primit această împuternicire, că de două ori li s-a spus, luați Duh Sfânt, mergând învățați toate neamurile. A doua oară, luați Duh Sfânt, ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi. Dar a treia oară a înțeles Iisus, și aici e taina lui Iisus, este taina Tatălui, că apostolii totdeauna din cuvinte vor fi goi la minte și le vor scăpa. Că așa ai făcut omul. Puține cuvinte intră în urechi și cad în inimă. Cele mai multe intră în urechi și ies pe urechi. Și atunci a zis așa, trebuie să trimit Duhul Sfânt în chip văzut. Iar la cinci zecime, înainte de a se urca la cerul și a se înălța Iisus, când apostolii erau toți pe muntele înălțării, la Eleon, am călcat în locul acela, e o moschee arabă și locul este îngrădit frumos și cu sticlă, să văd tălpicile unde a stat Mântuitorul Iisus cu picioarele. Deci a ridicat mâinile la cer și le-a spus: bărbați galileeni, nu vă mirați. Păi cum vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va coborâ. Dar de nu mă voi duce eu la Tatăl să vă trimit vouă Mângâietorul, voi veți fi săraci. Dar eu mă voi duce la Tatăl, Ioan cu 25, nu știu cât cu cât. Capitolul 25. Ei, le spune, de mă voi duce la Tatăl, vă voi trimite pe Mângâietorul care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Adică cine? Duhul Sfânt, care de data aceasta asigură legătura dumnezeiască între cer și pământ, între Fiul și oameni, între Tatăl și lume. Și la 10 zile, de ce se cheamă 5 zecime, la 50 de zile de la înviere, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de linii ca de foc. Și atunci a început propovăduirea. Tradițiile spun că Petru, văzând grozăvenia martirajilor din Roma, văzând mânia lui Nero, văzând răutatea romanilor, văzând dezlănțuirea păgânătății asupra creștinătății, că biserica creștea și se întărea cu Duhul, la un moment dat a avut ezitarea să fugă din Roma. Așa spun literații. E o tradiție, poate că e și adevărată. Și s-ar fi arătat Iisus și l-a întrebat, unde mergi? De ce l-a întrebat lucrul acesta Iisus? Este echivalentul cu ceea ce Petru recunoaște abia a treia oară în discuția de la Tiberiada. Am fost în locul acela
la bisericuța, e un grec singur acolo, e o bisericuță frumoasă chiar în malul mării, cu ziduri uitate de îngeri. Și spune așa, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Paște melușei mei, adică pe cei mai începători, mai copii. Și îl întreabă a treia oară, Petre, oare mă iubești tu pe mine? Și atunci Petru s-a cutremurat tot și n-a mai putut spune decât celebru și dumnezeiescul cuvânt care ni se potrivește tuturor. Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi cât Te iubesc. De ce? Ca om pot cădea din nou. Și atunci se spune că la dorința de a pleca din Roma, se arată Iisus și întreabă, ce faci, Petre? Doamne, plec, nu pot. Păi dacă pleci Tu, mă duc eu să mă răstihnesc a doua oară. Vedeți? Și spune că Petru s-a întors cu o înverșunare atât de mare, încât a predicat fără nicio ezitare și avem în Faptele Apostolilor. Dacă vă aduceți aminte că la un moment dat, în prima zi, când a predicat și a vorbit plin de Duhul Sfânt, că așa spune troparul, binecuvântat ești Hristoase Dumnezeule, Cela ce prea înțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, prin trânsii lumea a iluminat iubitorile de oameni slavă ție. Parcă așa sună troparul 50.000 în corectitudine, dacă îl am exact în memorie. Ei, când a predicat Petru în prima zi, a avut curajul să spună, bărbați, frați, uitați-vă la mine, n-am băut, nu sunt plin de mustul beției, uitați-vă cât i-a făcut Iisus și cu tare și cu tare și propovădea credința. Și s-a întors în prima zi ca la 3.000, a doua zi ca la 5.000. Și biserica creștea și se mărea cu Duhul. Așa era în vremea aia. Mergeau apostoli și întreba, ați primit Duhul Sfânt? Găsea crești oameni de tot felul. Nu, dar vreți să-L primiți? Da! Ei, în clipa aia Duhul Sfânt cobora în limbi ca de foc și pe aia, numai ca să-i întărească în credință și să crească biserica. Erau lucruri mai presus de fire. Și bineînțeles că Petru sfârșește prin martirajul chiar acolo în Roma, este răstignit, mi se pare, dacă sunt bine atent, este întrebat cum vrea să răstignească și spune, zice, nu vreau ca Iisus. Și a fost răstignit cu capul în jos. Deci n-a primit moartea pe aceeași cruce ca Iisus. Nu s-a socotit demn de ea. Toate aceste rădăcini despre care v-am vorbit cu rădăcină în Scriptură sunt pentru a înțelege că scoțând apostolii din contextul bisericii e ca o casă zidită pe nisip despre care spune Mântuitorul în Evanghelie. Cel ce își pune cetatea pe nisip când vine apa sau furtuna sau primește o dărâmă. Ei, biserica n-a mai putut fi dărâmată niciodată pentru că apostolii au ales să moară pentru o cauză, cum spune apostolul Pavel, frate cu Petru, de asta ambițios. Deci apostolul Petru a fost cum a fost. Că el era zelot așa și cu porniri din astea, cum sunt acum ăștia mai credincioși, așa, care vin toată ziua la biserică și ar vrea într-o zi să schimbe ortodoxia, nu? Deci Petru era super nervos, el tot timpul era gata să atace ceva. Ei, Pavel a avut alt gen de a fi. Fiind crescut la școala lui Gamaliel, fiind crescut lângă Tora și lângă legea sinedriului iudaic din vremea lui, cunoștea viclenia jidovească și i-a luat prin învăluire. De aceea Pavel a câștigat mult mai mult teren și a avut mult mai mare extindere ca mesianitate evanghelică în călătoriile sale mesianice, încât a reușit, cum spune Petre Țuțea, un mare gânditor creștin al nostru, când spui Pavel, spui Mediterana. Pentru că Pavel a avut influențe în toată Asia, a avut influențe și în Europa și a ajuns și în țara noastră. Pentru că războiul daco-roman al lui Traian n-a făcut altceva decât să aducă creștini, cum era și Sfântul Dimitrie și Sfântul Gheorghe, general și stăpân de oaste, să-i aducă cu armatele să lupte în Sciția și în Tracia. Și venind aici, propovădeau și creștinismul. De aceea apostolul Filip are și el treabă la gurile Dunării, iar urmașii ai apostolilor
Na, după cum prezintă istoria bisericii, că noi nu știm adevărata și realitatea istoriei, pentru că mult s-a așezat peste ea uitarea și timpul, Dionisie Exigu, Ioan Casian, Teotim, Bretanion, episcopii vechi ai Sciției Minor și așa mai departe. Dar nu asta ne interesează. Ce vreau să înțelegeți că acești apostoli au avut rolul de a fi episcopii noi ai bisericii, pentru că aveau această putere de a hirotoni episcop și preoți. Și să așeze episcop și preoți. Arată faptele apostolului peste tot. Iar în momentul când a fost martirizat Andrei, că pe el l-am uitat, deci undeva au fost aduse în vremea lui Constanțiu, fiul lui Constantin, au fost aduse moaștele cu a lui Luca și Timotei și puse în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, iar de acolo o parte din moaște sunt la Patras, unde se crede că ar fi pătimit chiar Sfântul Andrei când a fost martirizat pe crucea în formă de X. Și începând, deci de câțiva ani de zile, deci de prin anul 1996, parcă nu mai țin minte exact anul, dar așa știu că ar fi, 96, Apostolul Andrei, pentru prima oară a călcat moaștele lui pământul nostru românesc, aduse, deci cu prilejul perenajului cuvioasei Parascheva, și de atunci s-a socotit ca fiind sărbătoarea noastră națională, pentru că este Apostolul Românilor. În Dobrogea există biserica care îi și poartă hramul la peștera Sfântului Andrei, unde este și hramul Apostolului Andrei și azi este mare sărbătoare. Bineînțeles că sunt nenumărate biserici care poartă numele și hramul Sfântului Apostol Andrei. După aceea sunt oameni care poartă acest nume și trebuie să fie vrednici de el. Și ce ar mai trebui să știți? Că acești apostoli, pe lângă faptul că au hirotonit ucenici, adică episcopi și preoți pe acolo, pe unde au trecut, așa cum arată faptele apostolilor, au avut grijă să lase niște practicale sau niște anale, niște scrieri, niște documente, așa să se numesc, scrierile apostolice, mai târziu vor fi actele martirice, deci despre martirajile din timpul persecuțiilor păgâne, care stau ca documente și ca temelie la baza Bisericii noastre ortodoxe, în care noi venim astăzi degajați în glas de toacă, în glas de clopot, în glas de Sfântă Liturghie, cu cor pus la punct, cu preoți și slujitori, cu căldură, cu lumină, cu băncuțe, cu strane. Deci nu ne mai rugăm cum se rugau primii creștini prin catacombele pământului, pe sub pământ și prin peșteri, prin munți și izolați, făcând frângerea pâinii în dorința de a fi alături de Iisus. Deci lucrurile s-au modernizat. Pe cât am slăbit noi în credință, pe atât Biserica ne-a pus mai multe la dispoziție, numai să ne atragă lângă Iisus. Dar trebuie să ținem cont că invers proporțional cu lenea noastră va fi și răsplata pedepsii celei veșnice, când Mântuitorul spune tot el: Sfinții vor judeca lumea, iar voi veți sta pe 12 scaune judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și vai, frică mi-este în suflet, și chiar n-o spun sub formă literară sau de a vă impresiona. Cum vom putea noi da ochi cu Sfântul Apostol Andrei, care a pătimit pentru Hristos, când noi vom veni comozi și plini de aere și superlative din astea intelectuale? Știi, Sfinte Apostol, nu ne-am avut cu biserica, dar noi te-am iubit pe tine. Nu. Trebuie să fim serioși, că Dumnezeu este de seriozitate înfiorătoare. Când l-a întrebat pe Petru: Petre, mă iubești tu pe mine? Petru s-a cutremurat din toată ființa lui. Iar când l-a întrebat pe Andrei: Învățătorule, unde te pot găsi? Vino și vezi. Aici îl puteți găsi. La potir, la Sfânta Masă, în Sfânta Liturghie, în cântarea de la strană, în citirea canoanelor din Minei și Octoih și în învățătura dreptei credințe. A spus Mântuitorul, și cu asta închei, într-o Evanghelie: când veți auzi că Hristos este aici sau acolo sau dincolo, să nu vă duceți. Precum ați văzut pe Fiul omului suindu-se la cer,
Așa se va și coborî pe norii cerului cu putere multă să judece toate neamurile. Pe cele 12 scaune vor sta cei 12 apostoli și vor judeca lumea în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.